Tot eu, cu același tricou. Hei, salut! Bine ați venit la un nou episod din Amostare. În seara asta o să avem un invitat special. Vrem să mulțumim ca totdeauna partenerilor noștri la Sound Creation, care ne oferă niște coduri promoționale excelente, excelente. Stare 10, aveți reducere la toate căștile, și stare 15, aveți reducere la toate monitoarele de studio Presonus Eris. Sună bla nao. O să discutăm despre cum a fost anul 2022, despre cum o să fie anul 2023 și cel mai important e despre clanurile din Game of Thrones din Râșca. Doamne ajută la toată lumea, Hristos a înviat și plăcere în a găti. Hei, salut și bine ați venit la un nou episod din Nao Stare. Eu, ca de fiecare dată, sunt Socol, gazda dumneavoastră, am mai zis? Nu. Bine, ce bine că nu mai beau, că-s coerent. În schimb eu. În schimb el, în stânga mea îndepărtată, este altcineva. Gazda noastră din această bucătărie, Bacea Olaf Daniel este, Vasile. Mulțumesc. Olaf și... BVD pe Twitch. Așa, și contul de OnlyFans în comentarii, după ce scrie ciui primul. Așa, în mijloc este la cerința publicului, adică 5 oameni. Patreonii, salut Druidu. Salut Druidu, este din nou... Claudiu. Ăștia ne țin pe noi, mă. Fii atent cu aia. Mă uitam într-o zi pe Patreon să văd ce mai scriu oamenii și era un comentariu la ultimul podcast cu Toderici în care zicea, îl vrem pe Toderici, membru permanent al podcastului, cine este Ciui? Semnul întrebării. Așa. Și îi fac screenshot lui Toderici, îi trimit și îmi scrie, nu știu dacă-s pregătit de responsabilitatea asta și pula mea, și eram, coaie, te chemăm când n-avem invitat. Nu, el deja s-a gândit că va fi Adam Lambert după Freddie Mercury, nu? Ceva de genul. Nu, dar mică s-a întâmplat. Da, am gândit, mă, devin celebru pe rapid, în pula mea, nu-s pregătit. Celebru? Mă, ce ți-ai șters pula de noi? Că ai zis că nu se uită nimeni. Da, de când am venit eu, o sărit view-urile să da, o sărit, da. 50 în plus, cel puțin, de la colegii mei, de la școală, din liceu. Aș vrea foarte tare să facem un joc, să punem un borcan și de fiecare dată când voi doi înjurați... Așa. Să ce? Să pui un leu. Un leu? Da. Pot să pun 150 de lei de acum? Băgam i-aș am văzut ceva, că e tipul ăla care face invenții inutile. Și a făcut a făcut swear jar și dacă băgai bani, da? Deja îți printa și o random înjurătură, ca să nu te mai chinui. Știi să te gândești. Aș vrea lucrul ăla. S-ar putea vorbi cu tata. În altă ordine de idei, cum putem să-l aducem pe taică-tău în podcast, pentru că a fost solicitat. De multe ori. Deci noi am ajuns la levelul ăla în care cineva scrie ceva comentariu și noi suntem, facem. Păi știi? Da, măi, dacă calcula la statistic. Câte comentarii primim noi pe clipuri, da? Dacă unul scrie, deja e 10% cu aia. Și atunci a fost 10% din oamenii care se uită la noi, îl vor pe tata Toderici. Tata o să vină și tata ar veni, că îi place foarte mult atenția. Adică eu sunt. Dar mergem și noi dacă trebuie. Dar mergem și voi dacă vezi. Numai că, no. Putem să tragem în casa Toderici? Normal că puteți să trageți în casa Toderici. Cum să nu puteți trage? De pumerem. Da. Și vă face mama un pireu de la cu carne, vă dă să beți more de curechi, în pula mea o să fie totul super bine. Bine. Numai că problema e că trebuie să îmbeți un pic tata înainte, că dacă nu o să fie rușinos, o să fie foarte self-aware. Deci ca orice bărbat din România. Da, e ca orice bărbat din România. Și ideea e că acum cu mine pe mine mă luați așa frumos cu chestii random, dar cu tata trebuie să aveți planul stabil dinainte și întrebări și așa mai departe. Pregătesc. Da, document acum, as we speak. O fost în armată la Revoluție, deci acolo e lor în pula mea. Dar nu ne da spoilere. Cum adică a fost în armată la Revoluție? Deci unde? El a făcut armată la Oradea. El a făcut armată la Oradea și a prins-o în timpul Revoluției. Și atunci am eu chestia care nu știu ce nu funcționează la stand-up, că mi se pare foarte amuzant, în care tata explică că când a mâncat prima dată o banană,
și gen avea o banană în mână și brișca în aia altă. Și el credea că trebuie banana desfăcută ca mărul, efectiv. Și că trebuie tăiată cu cuțitul, știi? Nu poți de super biom, că el nu mai văzut probabil până atunci. Păi nu văzuse, mă, da. Da, și are niște povești mega fucked up. Și cum Claudiu nu înțelege, că el zice chestia asta în stand-up, nu știu dacă ai fost de curând. Nu. Da. Ei, n-ai fost în pula, numai ultima dată ai când fost am fost. Ultima dată, mai ești tâmpit. Da, dar nu eram atent. Mersi. Am venit în pula mea să susțin oamenii în condițiile în care n-am plătit bilet. Ce a tu pușcă? Ce dracu pâră e pușcă? Nu, e scaunul. E scaunul. Ai, Balkan podcast. Ai da. Ca să înțelegeți și background-ul, suntem la mine în bucătărie pentru că am refuzat să mai congelăm în spațiul celălalt. Și... Dar Jelinski ăsta... Da. E aici bucătăria ta, dacă nu avem subiecte, ne apucăm și coacem o prăjitură, da, să vedem cum mai treabă. Nu poți să coci nimic în căcatul ăla de cuptor, liniștit, că nu coace uniform. Bă, să știi, Claudia a venit la mine de sărbători și mi-a făcut de mâncare în cuptorul, care bucătăria aia, să mă ierte mama, dar... Paul și-o subestima foarte mult cuptorul, ai un cuptor foarte bun. E foarte bun cuptorul, da, mâncarea foarte bună. Mi-a scris mama mesaj că dacă aș învăța să gătesc, mi-e greu să zic chestia zero. Dacă aș învăța să gătesc ca și Toderici, că am pus pe story, aș avea mai mult succes la femei. Ceea ce este adevărat, pentru că Toderici nu e așa, după cum ne-a zis și în podcasturi, este idolul la femei. Unui pofta. Nu datorită mâncării pe care o gătesc. Asta zic el. Să combină gagicile cu mine. Nu că nu le dau de mâncare, le dau maxim... Nu, am vrut să se pulă și atât, dar nu zic. Ce prost. A zis, nu zic, dar totuși a zis. Ce prost ești tot de rici. Ești motivul pentru care o să fim cancelați, probabil. Domne, dă. Dacă o supraviețui cu episodele cu, cred că nimica nu e mai... Și aia e drept. Și aia e drept. Ce vrei să faceți de anul nou, mă, băieți, mă? Ce? Întrebare de că și cum ce vrem să facem de Revelion, știi că seara ianuarie și suntem în ianuarie. Ce, tu te întrebi ce vreau să fac la Revelionul 2023? Nu mai, Paul, ce vrei să faci anul ăsta? Că încă nu știu, dar cred că o să lucrez. Păi, pula mea. Bă, așa am pățit și eu am zis la oamenii nou. Eu am lucrat la atelier, am lucrat gen strângător de scrumiere. Strângător de scrumiere și de pahar, de pahară și mă întreba lumea că ce faci Revelion și eram muncesc de Revelion și era, ai spectacol și am, nu, strâng scrumiere în atelier, aia tot, știi? Deci am crezut efectiv că eu fac stand-up de Revelion. Da, nu e același, adică știi, nivelul de stand-up din Cluj, nu e același lucru. Fac mai mult la scrumiere. Efectiv. Acum, come on. Nu e Bacea 2023. Ați crezut că m-am schimbat. O să fac ca și Ian și o să pornesc o întreagă mișcare de Muie Bacea și la concerte și la spectacolele mele. O să strige public. Muie și Bacea. Și ne întâlnim la Gojira după 5 ani. Și aia ne întâlnim la este Gojira. Cel mai frumos podcast ăla cu toți trapării din România. M-am uitat la toate 2 orele. Atâta n-am putut să râd în viața mea. Sunt efectiv niște copii de grădii care urlă unul la celălalt, pula mea, ba nu, și mamă ta, ba nu, și mămică ta, unde-s banii merită. Unde-s banii merită. Eu n-am avut nicio idee despre chestia asta până când se postează Paul pe Facebook, nici n-am știut că există. Că tu ziceai de apartamentul lui Paul, adu-ți aminte, noi de Crăciun am venit la voi, la Paul, și erai și tu acolo. La Mortal Kombat, așa? Și v-am bătut la Mortal Kombat. Ai. Cum se face de Crăciun? Așa? Și am adus o plasă de bere. Așa. Te-aduce aminte? No. Și el, când am venit, când ne-am uitat la finala Stand Up Revolution, felicitări Cârge, number one. Bă, Cârge a fost cel mai ok de acolo. Cel mai bun, nu ok. Uite de cum în 5 minute se duc 5 subiecte, dar nu se aprofundează niciunul fel. Și el zicea că, că am făcut curat. Așa. Dar plaza aia de bere era tot acolo unde am lăsat. Păi ți-am explicat, măi, tâmpitule, că am mutat plasa, am aspirat și am pus plasa înapoi, că stătea bine, era feng shui în camera. Era goală. Și stătea berea pe curat. Era goală, că nu mai era nimic în ea. Pentru că ai băut toată berea pe care ai adus-o. Îmi place că you're missing the point. Faptul că era o plasă goală în mijlocul camerei. Era o plasă frumoasă. Și atunci de unde ai așteptări să știe să folosească cuptorul? Asta era, de aici ai pornit tu de la cuptor și ăsta a întrebat de Revelion. O ieșită mâncare foarte bună. Ți-am făcut și prăjitură. Nu am făcut și prăjitură. Sunteți într-o relație și nu veți acceptați. Băi, Paul, ție ți-am zis gluma lui Schmidt. Iar începe cu oameni pe care nu știe nimeni. Extraordinar. Mă interesează. Ești ca orice bețiv al satului. De ce dracu tot îl vreți pe Toderice înapoi? Ca să ce?
Ca să vorbești despre cum mă fut și cum fac chestii în pula mea. Deci stai că culoi camera, îmi pare rău. Uitat în ce? În lumină? În lumină, da. Camolia. Molia nu e soție în spaniol. No, hai să ne organizăm un pic. Gata, bă. Gata, bă. Hai și să facem cu pocăiță cu organizarea. Bine, deci. Bună seara. Bacea, tu ce ai făcut de revelion? Doamne, dacă se aplică regula de cum îți începi anul, așa îți merge tot timpul. Doamne, e excelent. Păi nu, man, că e podcastul ăsta. Podcastul ăsta e... Ce-am făcut de revelion? Am avut niște prieteni la mine și ne-am jucat niște board game-uri. De ce a fost o sâmbătă? Și la 12 noaptea eram pe tron, făceam un caca, oamenii urlau la mine din bucătărie la mulți ani și eram, da, pula mea, și gata. Dar ți l-ai programat cacaul ăla pentru 12 noapte? Nu, nu. Ți-ai programat? Cum mă ia? Nu, ce? Stai. Și chiar e super, tu petrece și să stăm. Vezi că mă duc și mă cag la ora 12 să-i le fulă ăștia petrecerea. Efectiv. Petrecerea la ELAC. Dar ar fi, ai stricat petrecerea dacă te-ai căca în mijlocul bucătăriei. Da. Dacă te duci la baie. Da. Am fost la baie. A fost la baie. Ce dezamăgire. Ai ratat-o. Nu s-o gândit. Tu mi-ai întrebat dacă mi-am programat căcuța. Da. Ca și cum își programează unele domnișoare nașterea dacă vor să aibă copilul scorpion. Adică copiii scăcați sau cum? Adică baceam pula mea. Bă, copiii scam de căcat, nu să te mint. Bă, opa. Unde te-ai dus? La baie. Era 11:58. Ok, da. Bun. Am încercat să o salvez, dar nu mi-a ieșit, îmi pare rău. Nu-mi plac copiii, aia am vrut să zic. Așa. Nu ești primul. Și sora mea care are 2 o zis treaba asta. Bă, putem să începem podcastul ăsta la minutul 10, Drew, da. Dacă te uiți. Conversația de aici. Ați-o fost urma. Cat. Scena 1. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit. De ce am făcut de revelion? Am stat și am jucat un board game și la 2 noaptea, 3, m-am pus la culcare și atât. Da. Frumos. Interesant. Eu am pus muzică. Ai făcut banul gros. Nu vreau să discut, da. De ce ai pune muzică de revelion dacă nu pentru bani? Că n-ai prieteni și familie. Și necesitate. Și nu te cheamă nimeni la niciun chef. Pe mă cheamă lumea la chefuri. Invitații la chefuri am primit. Dar nu pe bani. În fine, eu m-am gândit, fiind și primul, prindeam eu ora 12. Și până acum, tot timpul când am pus muzică de revelion, vreau 9 ani la rând, cred. Și tot timpul era pressure ăla de piesa de la ora 12. În majoritatea locurilor unde merg se pune căcatul ăla de la ABBA. Happy New Year! Așa. Sau orice alt clișeu de 2 lei. Tu ce muzică ai ascultat Drew la 12 noaptea? Cine te... Dacă nu fost la party. Păi dar și tu n-ai ascultat muzica acasă dacă n-ai fost la party? Ce am ascultat muzica? Am câștigat o boxă de la Ocean. Și mulțumim, Ocean! Mulțumim, Ocean, pentru această boxă. 300 de lei cu aia, ești nebun. Wow! Da. Bun, și ai ascultat o piesă specifică la 12? Nu, pentru că nu. Erai la un party. Eu zic, dacă mergi la un party... Cum să nu fie party? Mă, omule! Deci, dacă mă întâlnesc... Mă, tu înțelegi ce vorbesc aici. Dacă mă întâlnesc cu prietenii, nu-i party? Nu, mă! Un party într-un loc, într-un bar, nu la tine acasă, în bucătărie. Așa... Ok. Te-ai dus? Ai fost un revelion la o petrecere în 1998, nu știu când dracu. Când erai tu tânăr. Când erai tânăr și mergeai la petrecere. N-am fost niciodată la niciun revelion în vreun club, ever. Niciodată? Nu. Bă, și am fost anul ăsta și era foarte trist. Și tu ai fost numai o dată? Păi nu, de asta am fost la cabanie și la chestii genul ăsta. Și nu sunteți nebun la odată în 2017 am prins revelionul că lucram la un supermarket și puneam carne de pui pe raft. Era afară artificii și căcatul și problemeam și eu puneam carne pe raft și mă gândeam ce fac cu viața mea? Ce faci cu viața ta, Claudiu? Pui carne pe raft! Da, asta făceam. Da, și după aia mărs în spate și am furat niște Kinder Bueno de la de să pune la rece și aia mi-a fost revelionul. Kinder care se pune la rece? Cum ești? Kinder Pingui. Da. Mâncam Kinder Pingui care a expirat. Cumva în capul meu eram, bă, dacă... Păi nu, dar ei au gen sell by date, dar el mai ține, nu are, care da. Era colorant și arome și chestii de genul și conservanți, este un an de zile. Deci. Știu. Și meream în spate și mă ascundeam după un palet de pui și mâncam Kinder Pingui. Și asta a fost revelionul meu din 2017. Unde da. Erai, în Anglia? În Anglia, da. Fain, în Anglia, în pula mea. În Eastbourne.
pentru cine știe. Acum poți să zici orice fel de oraș, că nu cred că există. Dar înainte nici tu n-ai fost la petrecere în club, în bar? Nu, niciodată. Deci niciodată. La mine a fost chestia asta, că eram tot timpul la party-uri, mergeam la noi la Râșca, la mine la Râșca, asta țineau party-urile. Acolo... Party la Râșca, man. Să faci asta liniștit. De ce subestimezi orașul Râșca comun? Dar nu subestimez, dar nu poți să zici party la Râșca. Ce, că dacă se pune muzică într-o șură, nu-i party? La casă în șură. Era pad de paie, dar șură nu era. Pat de paie? Pat de paie, unde da. Unde mă sex. Bunica mi-a avea pat de paie ca să o durea spatele. În fine, placebo, chestii. Nu se poate, bă. Nu se poate. Și tot făceai revelionul în camera lui bunica ta. Nu în camera, e efectiv. După ce-o era una dintre... Nu se poate, bă. În fine, și sora mea, gen, s-a adunat cu prietenii ei, cu colegii ei de clasă și făceau party-urile la noi la Râșca, la sat. Băi. Și mă lua și pe mine Artârnac, că eu n-aveam unde să mă duc. Să le duci pahare? Nu, să beau și eu acolo, cu ei, să mă îmbete colegii. La Râșca, Râșca de sus, unde? Păi nu, că ăsta zice că trebuia să fie într-o discotecă. De pula discotecă, lasă-mă. Păi vezi, nici nu ai fost la party. No. Băi, să făcea parte acolo, punea muzică, era frumos. Păi am zis asta, au zis și Bacea, mă, eu vorbesc de party, mă, Dumnezeu. Anul ăsta am fost prima dată când am lucrat la atelier. Da. Am fost la un party efectiv care se ține într-un club sau așa mai departe. Da. Și mi s-a părut tristuț, nu știu. Pe că ai lucrat. Dar dacă erai acolo ca și dar om... și pentru oameni. Și erau niște, a fost amuzant, că nu știi cum e atelierul. Că în atelier vin oameni care vin îmbrăcați în salopetă și așa mai departe, știi? Ce? Adică, de-aia îmi place mie în atelier, că poți să te îmbraci și să te comporți cum vrei acolo. Salopetă? Da, adică cred mega... Că și ultima oară când o să lucrez în atelier cu publicitatea asta în pula mea. Nu m-am gândit la chestia asta. Am uit târziu. Lasă că o zis druidul că ne scoate fonduri europene și ne dă salari. În fine. Da, zi ce vrei, dragule. Zi, da. Bă, și-au venit niște gagicuțe de astea îmbrăcate cu fusiță, cu paiete, cu așa mai departe. Super cu sexy. Paiete? Da, cu... Dar nu în atelier, cum vorbești așa cu paiete? De dar ce ești? Zice? Costache, negruții? Dar ce? Cum le zice? Deci, cu ștrasuri? Dar nu, cu paiete. Păi din alea... Ce ești, bunica? Să... La lumină, să reflectă. Cu solzi? No, și vedeam cumva că ele săracile au venit la un party ăsta de high society și au ajuns în atelier. De și, high no. Pentru că aveau roche cu paiete. Da. Și erau high class. Nu, și erau high class. Și eu băutele șampanică cât au fost numai două sticle, că s-o băut tot înainte să pună în pahare efectiv. Șampanică, nume de mafiot din Colentina. Ia, ia! Șampanică MC! Grijă că trebuie să dai bani la șampanică. Mi-a dat ăștia, au zis, Claudiu, du-te, pune șampanie în pahare să bea oamenii la 12 noaptea. Și mi-a dat ei două sticle și m-am dus și am pus în 10 pahare și aia au fost. No, și restul s-o te la artificii și aia au fost 12 noapte la ei. Deci no. De aia se dă cu artificii ca să nu vadă oamenii că nu primești șampanie. Și a fost și muzica așa și așa, dar nu mai... A fost și muzica. Că nu a fost socul. Socul deci... a pus... La mine, eu am avut party de house. A fost house toată fucking noaptea. Nu mi-a știa chestia asta. Așa se numea evenimentul. House party? Da, scria bring the house down. Și scria acolo house music all night, la la la. Deci scria peste tot. Dar ce fel de oameni au fost la party-ul ăla? Bă, asta vreau să zic, au venit tot felul de oameni la petrecerea aia. Erau și într-adevăr, zici tu, cu paiete. Erau oameni super high class. Au venit oameni ca să mă vadă pe mine. Plecați-mă de la geam în pun. Bă, vorbesc serios. Te cași pe tine, dar tu pui muzică faină. Am făcut, dar n-o venit pentru muzică. Asta a fost faza dubioasă. N-o venit pentru muzică. O venit să mă vadă pe mine. Nu știu de ce. Bacea, asta am făcut toată seara. Am făcut... Ai dat autografe și ai dat muie în baie. Ce bun, ar fi măcar. Nu. O dat autografe în baie. Și că nu fi măgar în bun. Ești un mincinos în bun. Asta am făcut toată seara. Am făcut poze. Și să ne trimiteți pozele pe grupul da, de rog, am o stare. Vă rog, am glumă cu chestia asta, că toată lumea face poze cu mine, dar nu apar nicăieri pe internet. Păi înseamnă că minț. De ce minț? Deși mă cac pe mine că ai avut bucata aia de stand-up în care eram unde? În Flying Circus. Și așa. Eu zis că l-a dus într-o seară un taximetrist și ăsta era biat. Și am vrut să facă poză cu el. I-a iars materialul, gata. Deja jumătate din materialul mai are. Pula mea. Bă, da, atății rău. Bă, incredibil sunteți, mă, dar n-aveți niciun pic de coerență, de fucking... Cât 18 minute de căcat. Zine, Paul, cât de cool ai fost tu în seara de rebelion, mai zi.
Mai zine, nu Paul. Nu mai zic nimic, dă-te discoteca ta la tine în bucătărie. Te rog, nu pleca. Nu ascultă nimeni. Nu mă fost să-și ghem înapoi pe ce... Mă, tu nu ți-ai scos hainele din mașina de spălat? Nu, că le-a murdare. Aha. Când așa de multe haine am la spălat, cât mi plin un coș și mașina de spălat. Samsung, sponsorul acestui podcast. Mulțumim, Samsung. Și frigiderul care nu se vede e tot Samsung. Mulțumim, Samsung. Bani. Hai să vorbim despre ceva. Da. No, și câte poze ai făcut? Așa, aproximativ. Da, bă, pe câți oameni erau la cheful ăla? Chiar vreau să zic chestia asta, că nu a fost o experiență faină nici pentru mine. Că am vrut să zic chestia asta, nu să mă lau, ci nu știu ce, dar au fost Caterin că toată noaptea... Lasă-mă în pula mea să termin! Dar n-am zis nimic cu ele. Ești... Uite, vezi de ce nu mai trebuie să bea bacea? Uite, uite. Că e așa ni. Ianul nou. Ianul nou. Asta e tripat încă pe chestia aia, că noi facem un soi de podcast care ar trebui să fie după anul nou sau... Păi, dar așa mi-a zis în pula mea, v-am întrebat despre ce vorbim și a zis despre cum o să fie 2023. Da, cum a fost 2022 și cum a fost 2023. Și atunci, de ce trebuie să ne prefacem că e anul nou? Nu, man, că a zis că a început anul nou și trebuie să fii mai bun la aia, să refeream pula mea, dar n-are coerență că e din Râșca, tot a s-o predat în clasele 1-4 pe care le-au făcut tot de rigi înainte să plece în Anglia, șofer pe tir. Beți-vă, dracu. Pe gratis. Și tu zici că nu ți-a plăcut că ai făcut poze toată seara? Mă, nu a fost faza aia, a fost o miștocăreală din aia continuă. Deci au venit oameni, nu neapărat să asculte muzica mea, că ai zis tu că nu te mai căca pe tine că pui muzică. Oamenii aia nu știau că, nu știu ce și-au imaginat. Au văzut Socol pe afiș, au venit acolo, m-au felicitat, au făcut poze cu mine, au plecat în pula mea de la petrecere. După ce era cu intrare? Ăștia și aceiași oameni care vin pe la stand-up sau nu, pe la intro? Nu, erau necunoscuți. Am făcut poze cu niște copii de, cred că erau de liceu. Am și zis, bă, voi n-ați băut în seara asta aici? Toți erau, nu, n-am băut nimica. Se aude câinele meu pe fundal dacă... Mica! Taci trecu! Așa. Și zici că oamenii au venit și au plătit 150 de lei nu știu să facă o poză intrare cu tine și au plecat. Dar au vrut să mă vadă, man. Dar la stand-up de ce nu vin? Păi poate vin și la stand-up, abarele, nu mă uit la toată lumea de la tot show-urile. Că-i prea ieftin. Da, asta e. Ar trebui să pun prețuri mai mari ca de Revelion, no, ca să vină publicul. Anunță la plan. Anunță Comedy Club stand-up și Paul Socol DJ after party. Vezi, poate vin mai mulți așa. În fine, eu am vrut să fac o chestie faină la ora 12. M-am gândit că să nu mai fie clasicul ABBA și la și m-am gândit eu că n-am murit Semexi. Am zis, ce-ar fi să pun un Faithless la ora 12? Să fie așa o chestie din aia, super drăguță, găsisem un remix de la Insomnia, bla bla bla, care era mai lung să meargă cu finalul, cu nu știu ce. Mi-am calculat eu toată chestia asta la ora 12, eu și toată lumea pe terasă să-și facă poze cu artificii și să se pupe unul pe altul și eu am rămas acolo singur, eu cu barmanii de acolo și am mixat eu trecerea de ani și Faithless-ul ăla. Da, dar ți-ai făcut meseria până la da, urmă. Da, singur. Plus de asta, foarte proastă alegere. De ce? Pentru că nu știu ce piesă de la Faithless poți să găsești. Ce treabă are Insomnia cu Revelionul? Că zicea I can get no sleep și de aia. Da. S-a vrut să... Ai zis, da, m-a dezarmat. Păi noaptea de Revelion. Ce faci noaptea de Revelion? It's a continuous party. Păi tu ai făcut multe poze. Te urăsc așa de tare. S-a m-a opulat. În fine, și-au fost faze din astea că era un tip care a venit odată la mine timp ce puneam muzică și a zis hei, DJ Antena! Și am zis eram așa, hai să nu mă enervez că mă compară cu un alt DJ mai gras pe care îl cunoaște, știi? Să nu facem... Ștefan nu-i ascultă. Nu mai gras decât mine. Așa. Da, e mai gras. Ești mai gras. E mai gras decât mine. Așa. În fine, oricum, dacă vine cineva la tine și zice felicitări, Socol, tu nu ești mai confundat cu al gras care face comedie? E un afară de podcastul ăsta și IT nu fac nimica cu aia, deci... Da. E, nu fac. Mulțumesc pentru acest exercițiu de imaginație, bacea, felicitări. Stai, mă, ce ai zis? Zici că ești primar, lasă-mă. De ce?
Mă, păstătă când mergem în oraș cu tine, deci ieșim, hai că ieșim cu Bacea și mergem, intrăm în local, intrăm în hard. Am fost prima dată în hard în viața mea cu tine și așa, cu domnișoara poetă și intrăm acolo și nu, hai că stăm cu Bacea la beare și mere Bacea la o masă, la a doua masă, la a treia masă și cu toată lumea, ce faceți, cum sunteți? Zici că candidez la primărie, efectiv, să-mi bag cu ala, dacă nu. La Partidul Metaliștilor. Da. Eu sunt bomb la metaliști. Și cu, la toată lumea le știi povestea și ăsta e ăla care l-am cunoscut eu odată, am avut 4 ani, ce de treabă îi, nu știi? Nu mă bate în masă, că nu ești la tineriușca, mulțumesc. Îmi pare rău. De acasă, nu de la așa. Păi, no, aia zicem în hard, că acolo am copilării și am băut foarte mult. În care nu ți-a plăcut? Nu. De ce? Că era scumpă berea. Era și mai ținut pe terasă afară în frig, în pula mea. Și ce? Că, cine te-a ținut? Voi. Anyway, și no, în hard atâta, nu? Da, și zici că ești primar păstătă pe unii mei. Deci, ești, deci păi tu nu, dacă oriunde candidat... mergem cu Bacea, el trebuie să salute 20 de oameni. Zice, pleacă, mă duc acasă, gata, gata, ceau. E ca Sasha, 40 de minute mai târziu el pleacă acasă, ce faci? Nu, că îl salutam, salutăm. Da. Ei, poate vrea să candideze. Bă, m-am gândit. Ești o politică și pe din astea, sau... Nu, că nu vreau, sunt foarte ușor de corupt. Just. Așa. Mega corruptă, deci, vine cineva cu mită la tine și ești... Da. Și stai seama că dacă eram într-un stat din adecăcat, nu puteam să mă mituiască cu carne în cit, că eram vegan și nu puteam să-mi ia jumătate de oaie. Cartonașe Pokémon, știai de ea. Ia, fă să fie bine, fă să facă drum la noi. Vin cu ediția asta limitată Batman din 92, dacă ai putea să-mi rezolv strada din cartierul Bună Ziua. Sigur, sigur. Dar, cred că dacă ar veni cea cu mită la mine, aș fi foarte ușor. Cu viniluri. Nu, cu bani în pula mea. Nu, că viniluri îmi iau eu. Dar n-ai zis că faci destul de mulți bani din IT? Ba da, dar am rată, coaie. Și atunci, în scenariul ăsta în care... Pentru asta nu ai faci... rată aici? Asta-i tot. Că atâta nu, mai că mai sunt, mai două camere mai sunt pe lângă astea. Deci atâta e tăi, când vigeți aici. Și cât ai zis că dai pe lună? Trei camere, man. Dar nu zis că dă pe cameră. Că nu zice, că nu, că îl întreb și las că fac ok. Pula mea, mi se pare o întrebare super de căcat să întreb oamenii câți bani fac. Câți bani faci tot de rici? 600 de lei am făcut la Revelion. Nu. Nu, poate nu ți-ai reglat. Și pe stand-up, nu știu, cât vor ăștia să-mi dea. Când vine bilet. Stand-up e groaznic, man. 60 de lei, când e show bun. Când mergeam și făceam opening act, le ziceam, lasă, dă la băieți în pula mea. Da. Zice asta, așa, stai să-ți virești 5 de lei pe Revoluție, eram bine, coai, mă costă taxiul. Afară, când ieșeam la țigară, ziceam că tu țigară fiecare și era ok, Baci, ai rezolvat seara asta, nu mai trebuie să-i dăm Baci. Am venit avată și mi-a dat cash. Mi-a dat cash în hârtii de 5, de 10 lei. Și eram, bro, mulțumesc, dar nu de aia vin. Păi înaintea ta de aia luam pe Baci în deschidere, că nu cerea bani. Și atunci mai aveam zboi mai mult. Mai aveam de protocol. Dar nici eu nu cer bani, dar primez, no, Doamne ajută, da? Dar nu mai vedeam că mai vira ciui pe Revolut. Pentru ultimele trei show-uri. Bra, mulțumesc, pula mea. Bun, și tu ce ai făcut de noapte de Revelion? Să revenim la subiectul. 26 de minute cu ai numai atât, zic. Eu am muncit. Tu zici deja, mă, nebunule. Păi da, da, după aceea... Păi ne lungim pentru că tu uiți din două minute ce nu vorbim. Nu e adevărat, că nu... Și asta e și prăjit, este... uită oricum ce-a vorbit el. Organizare, nu sunt întrebări. Bă, este organizare. Mai zic chestia asta între voi doi. Ăla-i prost, bea, uită ce vorbește, îmi zici o chestie de 15 ori. Tu ești prăjit de la mama natură, uiți ce zice Bacea și voi aveți conversația asta peripită, pula mea. Am face relația s-o face perfectă. Și în timpul podcastului și după aceea sunteți, hai să vorbim, că jumătate de oră n-a vorbit nimica. Am fi relația perfectă tot de aici. Tu nu te-ai supărat pe mine pe nimic, că oricum nu-ți auge aminte. Da, facem o poliamorie aici și la revedere. Zita, dacă e ok cu tine, aș vrea să mă convinc și cu tot de aici. Și te-ai primit sau dau, să știu? Ambele. Au făcut. Au fost. Aia e. A fost moment cu Edina la. No. Da, închiriem apartamentul tău și mai punem o parte din, că te muți cu noi. Chiar mă să stau ce la tine și pătiți chirie. Păi înainte ai zis că e căcat. Păi mă lași acolo la jocuri, unde-s jocurile. La jocuri. La jocuri. Are o cameră, în camera de copii? Are o cameră Bacea, numai jocul de societate, e plin să-mi bă pula. Da, e, da. Da, și filme și cărți pe care nu știu dacă le-o citit. Nu sunt filme. Ai și cărți. Sunt comic book-uri. Câte le-ai citit acolo? Toate. Dar nu, cărțile care sunt cărți, cărți toate. Ca lumea. Cărți care sunt ca lumea. Cu pagini și chestii. Gen Harry Potter, da. Sau ce mai Harry Potter. Aici Harry Potter. Da. Și aici Harry Potter tot. E foarte bun, nu? E super bun. Îmi place foarte tare și nu știu că eu am combinat o gagică, deci noi între gagicile cele mai mișto pe care eu l-am întâlnit. Trebuie să facem mamă o stare bingo.
Deci a fost merge foarte bine. A fost tot ok, ne-am făcut bine, am povestit și așa mai departe, când ne-am zis că am citit Harry Potter, am dat pe spate, fă, gata, deci gata. Nu era deci... deja pe spate? Nu știe care e, lasă. Că se uită la noi la podcast. O zis că și aș pune podcasturile când ești eu, ca să facă curat în casă. Ca dar numai când ești tu? Da. No. Nu cred că e ceva acolo, ceva baie, dar... Nu, eu ce să zic. Nu, și-am citit Harry Potter. Da. Bă, stăteam noaptea cu lanterna și citeam Harry Potter. N-aveai deci... curent? Nu, era mai feric în pula mea. De era pula în cabina mea. De tir. Mânca Kinder Pinguin. În noaptea de Revelion. Ia. Dormea pe pui și citea Harry Potter. Vrăjitorul! Ia, că ajung eu că Dumbledore fută Lilie să-l fută. Fută Lilie să mă fută. Cea mai veche înjurătură atestată documentar din România. Așa, așa. 2023. Eu vreau să fie un an mai bun în care să muncim mai mult. Să poate, man, așa ceva. Să facem mai mult content pentru fanii noștri care ne urmăresc. Să facem stand-up mai bun. Avem planul foarte mare, nu ca un sucur. Prea legătura. Nu mai pot. Știi ce mi se pare mega weird? Oricum râdem cu Toderici când râdem în real life. Da. În momentul în care se dă action, e gata, Toderici. Da. E un ciui mult mai prăjit. Fără facultate. Fără facultate. Da, și ce l-a ajutat cu facultatea pe ciui? Așa am făcut. Adică nu am fi aia, nu mai intrăm în detalii. Sau pe Bacea. Da, ca să scrii la Mircea Bravo, să trebuie facultate. Sau pe mine. Da, ca să vii la podcast la mustare, trebuie ceva. Da, eu am facultate cu aia, eu n-am nimica, așa mai de pula mea. Eu n-am nimica. Rate. Ai, Doamne. Am și o rată la o casă în Cluj, în pula mea. Că... Eu no. Mi-am pus genul acolo pe pervazie, parții. Așa de parte că mâinile de aici o să-mi va pula. Doamne. Bacea. Da, Bacea. Iubirea mea. Tu ce planuri ai pe 2023? Pe 2023 aș vrea să fiu... Mai bărbat. Aș vrea să fiu mai... Adică să-mi păstrez sănătatea. Cum? Aș vrea să beau mai puțin. Mulțumesc frumos. Ai vrea să bei mai puțin. Nu cred că o să-mi iasă. După câte zile încerci? Că au trecut deja 4 și you failed. Ah. Păi, de la întâi trebuie să... Nu de la întâi, dar măcar de la 3. Că mi-a rămas atâta bere de la rând. Iată, al doilea cel mai românesc răspuns al podcast. Dacă tot am dat bani. Eu nu mai vreau să beau, dar mi-a rămas toată băutura deci, asta. Iată, fac lista de cumpărături, pula mea, mă duc și iau bere și zice Zita, ia și niște gin, că mi-e poftă de gin. Sunt două sticle. Acum am desfăcut ginul, că nu am băut deloc, man. Am lăsat o căruță de bani pe gin, că ai văzut că nu-ți dau ciurli bune. Nu-mi dau orice, nu? Mulțumim, de bombaie. De parcă și diferența, dar e bun, da. Tot Oșan. De aia am câștigat boxa. Și mi-a dat un card de Oșan. Da, i-am dat un card de și Oșan. Și mi-a lăsat mie acasă. Da. A. Că știu că Paul îl folosește cum trebuie. Și ziceți de mine cu subiecte random în pula mea. Păi... Așa. Și ce mai vreau pentru 2023? Vreau să pun pe picioare afacere cu druidul, în care să generăm foarte mulți bani. Okay. Să fim bogați. Da. Vă asociați? Nu știai că asociația strică prietenia? Nu, că sunt reguli clare și suntem destul de maturi cu druidul să putem să avem o comunicare. Nu faci târgu. Și nu prieteni. Nu faci târgu. Da, și în primul rând, cum nu suntem prieteni, în pula mea... Nu faci târgu cu neamurile și cu prietenii asta. Da. Dar druid nu e prieten cu noi, ne zice asta constant. Nu e prieten cu noi. Nu. Ce-i cu tine? Nu, Claud, nu te place nimeni. L-ai chemat la... Bac pula. Că s-o mi-e fain așa. Cheamă-l vreodată în oraș. Păi nici eu nu ies în oraș dacă mă chemați, aia nu înseamnă că da. Nu-i practic. Da. Pe da. Nu te chemăm. Da, ai și scuza perfectă atunci să nu vine druid cu tine, că tu nu ieși și atunci te scutește de un nu din ăla tranșant. Doamne ajută. Vrei să vii cu noi la o bere druid? Nu vreau cu voi. Punct. Da. Ok. Nu, glumim. Vrem să facem mulți bani cu druid pe anul viitor. Dar ce vrei să faceți mai exact? Nu vreau să-ți spun pentru că nu ești invitat. Vreau să ajungem, că planul era pe anul trecut, de pe anul trecut pe anul ăsta, să ajungem la 3000 de subscriberi, acum suntem la 3400, deci încet, dar sigur.
E și definiția vieții mele sexuale. Deci pentru 2023, la sfârșit de an, aș vrea să avem 4.000 de săptămâni. Deși poate dacă vine Nicolae înapoi în podcast, o să mai bubuie un episod cu 60.000 de view-uri și 2.000 de subscriber. Sau cineva mai celebru decât tine, Toderici, crezi că găsim? Nu. No. Dar ai o recomandare. Pe cine să fie? Eu nu știu, să aduci pe cineva în podcast și să fie... Pe tata rupe, dacă ar veni, dar... Pe cine... Știe, ce lumea pe tată tu? Dacă pun afiș... O să-l cunosc. Cum îl cheamă pe tată tu? O să-l cunosc, Adrian. Dar... Adrian Toderici? Adrian, no, Iulian Toderici. Cum? Iulian Toderici. Așa îi spunem. Da. Am o stare de Iulie. Da, și mi-a pus nume după împăratul Claudius, că el era împăratul Iulian și... Na, figuri de râș, ca pula mea, nu știu care a fost chestia exact. În fine, și tata, dacă ar veni la podcast, v-ar face show, urma să știți să-l întrebați ce trebuie și să-l ducă pe tripul ăla. Da. Dar nu știu dacă aveți... Da, ce da. Să avem? Băutură. Dar, păi dar dacă merg la el, nu ne dă el băutură. Vă dă vin de la de casă. Păi nu, dar și după aia se drojdește tată tău. Nu, el și bere și chestii, și whisky, visichi. Visichi? El când a fost în Anglia, la un moment dat, după vreo 3 luni, mi-a zis, dragul tată, eu nu știu dacă din râșcă au băut cineva ta whisky cât am băut eu. De cât am venit în Anglia. Și de când s-a întors, zice povestea asta oamenilor din râșcă în continuare? Nu, că nu prea se asociază el cu râșcă și așa mai departe. Cu cine se asociază? Cu ungurii din Șaula. Deci tata e singurul român din Șaula. Serios, e un sat de unguri. Așa. Și tata zice că o să ajungă primar acolo în tata, Șaula. Tata, nu ești în râșcă. Păi și Șaula cât de departe e? La 4 km, nu, 3 km de huiedin. Și mere tata tot să bea cu ungurii și pe să întoarce? Nu mai să bea cu ungurii, vine ungurii să bea cu el, că tata nu-i genul. Stai că doare o legiune de unguri din Șoala cu care bea în râșca? Aproximativ. O legiune? Dar nu în râșca, în Șaula bea, în pula mea, nu. Așa. Și tata se tălaudă că vrea să ajungă primar în râșca. Și pe aia se cucerească ardealul. Nu în Șoala. Nu. În râșca. În râșca vrea să ajungă primar. Că el când merge să-și facă achie pentru teren și așa mai departe, că să ceartă cu frații lui, cum îi păstătă la sat. Câți frați ai? Are? Doi. O soră și un frate. Și cu unul dintre ei mai sketchy treaba, cu alaltă se înțelege așa și așa. Și merge la primărie să caute acte, să-și facă el treaba lui de jurisdicție și așa mai departe. Poate că mi-a fost să-l zic. Și merge și le zice la aia, fută-vă Ilie să vă fută, că eu dacă candidez, vă eu ajung primar și vă scos pătăți afară, fută-vă Ilie să vă fută și după aia găsesc actele și așa mai departe. It's mega fucked up. Deci e un întreg univers pe care trebuie să-l descoperiți cu tata, nu cu mine. No. Eu vă zic așa în preview, știi, trailer. E mult fog of war. Mult fog of war. Deci tot e neamul să-ți făgesc între ele. În ai, fine, o ieșit, okay. Un uncă e și cu săcura la tata, tata a vrut să-l omoare. Ezvandaz în râșca pentru da, că nu e așa. Este ne-a. Foarte mult potențial de documentar mai tare decât un episod de podcast, știi? E adevărat. Drumul toporului. Trei cameramani, drumul toporului. Baltagul, live edition. Să îngropăm securea. Nu, că cu treaba Iulian. A fost în felul următor, că tata a vrut să facă drum și era cumva tata în ideea lui tata, era bă, facem drum și toată lumea folosește drumul. Și unul dintre unchii noștri a zis, păi, nu faci tu drum pe terenul meu. Și-o scos secura la tata când a venit buldozerul, știi? Deci un unghi de-a tău a scos toporul la ticul tău. Da, și e și ver cumva, că la noi e un pic de da, inbreeding acolo. Că da. Ies așa cum îs. Ce drăguț, bă. Așa. Că v-am mai zis eu că mama cu tata-s verde al doilea, dar nu, în fine. Verde al doilea e ok. Da, cred și eu, nu știu. Ia! Aveți o canapia mare în față? La casă pe care stăti cu tot cu mică. Cred că scoate securia Iulian la noi dacă merge. Așa. Nu, bun. Deci aia e signature move la tata, că scoate securia la oameni, știi? Sau că fuge cu, sau că fuge cu drujba după ei. Ok. Deci un de fel... Ce? Ei, cum îl cheamă? Chainsaw? Leatherface. Nu? Mike Myers, da. Nu e Leatherface din Mike Myers. Texas Chainsaw Massacre. Nu, chiar. Aproape. În sensul că a fost la unul, la un moment dat se fac o casă, tata Dulgher, pentru cine nu știe. Tata Dulgher și la un moment dat a fost la unul să-i facă o casă, la domnul Costică. Și domnul Costică, în timpul construcției, i s-a mărit planul efectiv, adică mai avut o cameră în plus, mai avut așa mai departe. Și la sfârșit, tata i-a zis, păi nu, mă, Costică, eu ți-am făcut camerele astea, dar nu, trebuie să-mi dai mai mulți bani, nu? Cum ar fi corect, în opinia mea, da, nu? Așa da, așa este. Așa, și domnul Costică ce a făcut? A scos
topor. Nu a scos toporul. A scos asul din mânecă că, bă, tu n-ai autorizație, te dau la poliție. Și tata a fost... Și tata a luat drujba și a început să fugă după el până curte. No. Și cam asta e universul în care am trăit eu. La ce chestii își dă trigger taică tău? Adică, de exemplu... Ion Iliescu. Ok, deci la, șanse deci, să mă fugărească cu drujba. Deci trigger în sensul că să-ți facă ție ceva sau așa mai departe. Păi cum e asta? De să le vreau să-l fută la bani. Dacă zici că-l bați sau așa mai departe. Ce crezi mă pe telefon mă? Dacă... Vreau să văd dacă ajuns soția mea cum trebuie la Brașov. Ești mulțumit? Te simți mai prost acum. Zi, așa, dacă vrea să mă fută la bani. Deci dacă eu i-a zice... Nu, mă, alo. Nu, dar am avut o chestie asta cu tata, deci tata e foarte mega arțăgos. Tata, ca să vă imaginați, are 1,65 m, dar are atitudine 1,90 m, știi? E foarte pe treaba lui și eu am avut o chestie asta când eram cu el în piață, cu Edin în fiecare marți este piață. Și m-am dus cu el și mă plimam efectiv în piață și eram cu tata și la un moment dat un tip, o glumit ceva de pe ăsta drum la tata, tata a glumit și el înapoi. Nu știam exact ce se întâmplă și la un moment dat tata a zis mai râde-te tu, Aurel, mai râde-te că vin și stai bere gata cu brișca imediat. Și am what the fuck is going on? Adică a trecut foarte repede. Tata se activează foarte repede, că el fiind mic de înălțime, tot timpul în viața lui, a încercat să supracompenseze chestia asta, știi? Mm-hmm. Și mega manly man prea mult decât ar trebui să fie, știi? No. În fine. Doamne, sunt multe glume de căcat în vin și mi-e frică că mă omoară taică. Dar nu te omoară, te mega man. Nu, înainte a făcut Aurel o glumă și a zis că îi taie gâtul cu brișca în pula da, mea. Da. No. Da. O dată mi-apare Iulian tot de rici în comentarii și scrie vezi, bace-o la Vasile Traianu că te prinzi și stai gâtul cu brișca. Nu îmi doresc acest lucru. Bă, bacea-ți, că am dragă rușine, așa o să zic. Ce înseamnă aia? Că ți dragă rușine, adică îți place scandalul, adică îți place să faci cheme și să-ți facă și tata înapoi, știi? Și să-ți facă și tata înapoi. E ceva drăguț, dar nu-i. Și Jenny bărba pe pula lui în sensul că făcea chestii de genul că merea în barul de romi din Huedin. Mm-hmm. Și, progrese, doamnelor și domnilor, am reușit. Bravo! Merea în barul din romi din Huedin, la care cea Texas. Mai pureți un gină! Și gen să mergi în barul ăla de rom din Huedin, e ca un fel de I have a big dick, let's see what's going on here, știi? Așa. Și am mers acolo și-o cu scandal cu din astea? Da, pentru că ei vor să fie doar ei acolo și nu acceptă oameni din exterior, știi? Și tata și cu prietenul lui Nicu, am mers acolo. Totdeauna este un Nicu să mor eu. Am mers acolo și ei au băut. Și gen oamenii de acolo, romii respectiv, i-a spus lui tata, care e treaba? Și tata, dar ce bai? Am venit să bem o bere. Și aia s-a apucat la scandal cu tata și tata mi-a explicat cum efectiv ei stăteau într-un colț al barului și efectiv vineau gen waves of roms. Și taica meu cu Nicu îi dovedeau. Știi? Și cam astea erau... Astea sunt poveștile pe care le-am luat acasă în pula mea. Dă-mi voie să întreb. Ești chiar un film cu Jean-Claude Van Damme să mor eu când ajunge el... Și veneau pe rând, nu veneau odată. Wave after wave. Și pe toți, Iulian, poc, poc! Aia mă disperă la toate filmele astea de căcat când se bate unul potrivit la 20 și tot câte unul vine. Mergeți în pula mea toți 20 pe el. What the fuck is wrong with you? Pe rând. Nu că am eu o schemă. Da, și tata cu Nicu îi dovedeau, știi? Îi dovedeau. Păi da, cât puteau să fie 20 în pula mea? Păi și atunci unde-s valurile alea? Era așa mai un... mult de 20. Mai mult de 20. Era da. Un... Că după aia faza n-a sunat. Și cum îl dovedim, mă? Ce? Asta e fabulă, mă, și imaginez așa maldră de oameni. Da. Și Nicu și Iulian. Pam, pam. Mai poți? Na mie. Stai că scos de curia la ei. Își băgau mana, știi? Își băgau mana. Nicule, tu ești healer, nu? Nu, Nicu era tank. Nicu era tank. Tata era stealth. Tata era suport și mergea pe mid. În pula mea. Pe mid. Deci, dacă voi vrea ul pe Twitch, știu League of Legends reference, băga mea și pula nici. Tata era stealth, în sensul că își lua de bătut și plica pe jos și se făcea că-i lovit. Și după aia, aia la scrimerea să-l bată pe Nicu, tata se ridica și lovea pe aia de la spate. Deci era... Tata era un fel de Glenn din The Walking Dead. Da, era asasin, știi? Asasin! Asasin, coaie, ești nebun! În metafora asta... Câte cu referințe pentru o poveste care probabil e inventată. Nu inventată ca e baiu, că după aia și-o lua de bătut în parc când era acasă.
Adică și-o luat de bătut, adică o luat și să bată și în drum spre casă. Nu, adică e s-o luat de bătut, la mână, la pachet, la bătut, vă rog. Lasă cablul ăla în pace, te rog eu. S-a întâmplat treaba în Texas, care e localul respectiv. Da. Și după aia au plecat spre casă și după aia Romy l-au așteptat în parc și l-au lovit cu o bâtă și l-au motroșit pătata. No. Motroșit pătata. Și tot valuri au venit. Nu, a fost cum îi zice, targetat, știi? Ah. Targetat. Sniper. Headshot-ul da direct. Da. And that's the everyday life of a Huedienin. Fain, în pula mea, adică abia aștept să mă duc să-mi propună primarul din Huedin să mă mut acolo. Vrei priveli spectaculoase? Nu, nu, că am auzit de la domnul Iuliaș, la domnul Nicu, că nu-i de bine aici. Adriano Moscoviță, că ne suntem de Moscoviță în Râșca. Adică de-a Moscoviță. Adică porecla mea, deci eu dacă mă duc să mă prezint în Râșca ca și Claudiu Toderici, nici pula mea nu știe cine e ăsta. Dacă zic că Claudiu lui Adriano Moscoviță, a, ăla, da. De la ce vine Moscoviță? Există termenul de ciufală, dacă ați auzit de termenul de ciufală. E tot mai rău, pula. Era destul de confuz cu Moscoviț. Ce e ciufală? Deci, ciufala e fapt un termen pentru poreclă, ciufală. Știi? Fiecare om are o anumită ciufală, mai ales în sate, asta e obicei, mai ales în Râșca. În Râșca îs, de exemplu... Ești ăla de-a lui, de păi pe... Da, nu știu, arusului, îs arusului. Dar Moscoviț de la ce? Hai că ți-ai explic acum. De exemplu, îs arusului. Arusului, porecla vine de la faptul că a fost în timpul războiului... În Rusia. Da, nu. În al doilea război mondial au venit rușii la noi în țară și gen la un moment dat, într-o seară, unul dintre soldații ruși a luat-o pe o tipă de la Râșca. I-o tras un ceaplău și-o făcut niște coptii și ăia îs arusului. Ăia s-a rusului, până în ziua de azi s-a rusului. Ce da? Rău, bă! Deci femeia au trecut prin traumă, că a luat ceaplău, care mă gândesc că da. Este viol în pula da. Mea. Lasă cablul ăla în pula mea în pace. Termin odată! Ia. Și femeia că a suferit traumă și a născut bastard de rus. Așa. Voi în continuare îi spuneți a rusului da. Că nu vreți să-i lăsați da. Să moară trauma da. Aia transgenerațională. Sau lasă cablul ăla. Mai baxistul. Baxistul. Baxistul vine de la un tip care era violonist, în sat și care cânta pentru baxiști. Și el era baxistul. Nu cânta pentru bani. Și pentru bani. Și l-a întâmplat și l-a fost... Deci mi-a spus banistul. În fine. Și eu îs a Moscoviță pentru că bunica mea era Moscovița. Ce și acum îs două... Ce era Moscovița, îs două teorii. Din Moscova. Sunt două teorii. De ce s-a făcut Moscovița? Una ar fi pentru că unchiul meu, Ilie, pe care îl cheamă Ilie... De acolo și fută-te, Ilie. Da, unul dintre așa. Frații cu care tata are feud în pula mea. Și cu family care... feud. Family feud. El a scris că, deci, vopseau casa pe exterior și gen el, înainte să vopsească efectiv tot peretele, a făcut înainte, a scris Moscova pe peretele casei. De asta ce? E una dintre ipoteze, că era pasionat de Moscova în pula mea. Care era pasionat! Da. În fine, și altă teorie care mi se pare mai plauzibilă e că bunicul meu, Nuțu, era la șantier, era la baraj, la Beliș și era la Budă și... Gen, colegii lui l-au întrebat, bă, unde e Nuțul? Nuțule, unde e? Și Nuțul, bunicul meu, a strigat aici, în Moscova, și era pe WC să căca. Așa. Și de acolo, porecla a Moscoviță. Astea-s două Doamne, teorii pe care le-am primit, știi? N-au niciun sens, mă zici că... Mai is pompierii au porecla asta pentru că ei când se îmbată să cațără pe stâlpi în altă tensiune. De ce? Că se bate și vor să se cațere, să arate cât e sus să cațere ei, în pula mea. Nu-s multe de făcut la Râșca. Nu știu. Bă, băiatule! Și merge din generație în generație. Da, măi! Și eu sunt din tata Adrianu Moscoviță, eu sunt Claudiu lui Adrianu Moscoviță. Și bunica deci, mai era Moscoviță. Hai să luăm Gheorghe lui Pompieru. Mă, da. Zic un numere. Și mai trandafirul, nu-mi fie. Așa. Și face cilid, da? Ce face? Copcil. Copcil. Cilid? Știu și eu cuvinte. Așa. Și... Îl pune tatăl și zice, mă, Mihai, așa. Tu ești de-a pompierului. Tu așa. De acum când te înveți, trebuie să urci stâlpul ăla. Sau păi nu, dar dacă vrei să ții bannerul familiei... Și că vine, așa e natural, copilul la noi, tati, trebuie să bea o bere, că vreau să mă urc. Păi stâl cu tine. Aho, copcile, sus! Vrei bere? Ui, acolo în vârf. Trandafirul, a trandafirului. Ce crezi că face omul ăsta? Care colegea flori. Era... Nu, instalator. I don't know. Ah, că mirosea căcat și căcat. I have no idea. Nu știu, man, încerc să-mi dau seama. Tu n-ai auzit că bunul s-o se căcat și de aia zic că e Moscova.
Și merge... Și asta există în orice sat în pula mea în România. Cam dar asta cu Moscova și căcatul e ca și aia când te întreba pe vremuri cineva și ce faci? A blondului. Și tu zici... A blondului, asta e destul de self... Dacă le-ai rușcat, te pleznesc. Sunt fer convins. E blond, guess what? No. Băi, toți blonzi în familia. Da. Da. Pentru că s-ar putea să fie dintre rusului care erau blonzi. I have no idea, nu știu. Mă, deci cred că lumea nu știe, deci dacă s-ar uita râșcanii, nu știu că există un univers despre ei întreg așa, gen... E un fel de Marvel în pula mea, da. Ce mi-explici. Da, e exact un Marvel, da. Academia Borecle. E Jenu Moshi, care e primul urbat din Rușca, care o primit Borecle. Cum ai zis că-l cheamă? Jenu Moshi. Moshi că era la moșpit? Nu, pentru că nevastă... La toate nunțile, Jenul Moshi era... Amu! Jenule! Pentru că... Aici, băbierule! Hai sus! Jenu Moshi îi Eugen, un tip Eugen care e căsătorit cu moșa din sat, pe care tata a vrut să o fută, by the way. Mi-a povestit dacă a vrut să o fută pe moșă. Băi, nu ne mai da spoiler. Vă rog frumos. Eu zis la moșă, ia tu moșă, că cum te apleci așa de senzual sau ceva de genul. Și eu zis moșa, pizda mătic, aș putea să-ți fiu mamă. Or something like that. I am blood. No, și gen Eugen ăsta era căsătorit cu tipul gen asta Eugen, că era Eugen ăsta, ai zis-o intenționată. Genul Moshi. Te rog, genul. Spune că l-ai spus-o intenționată. Nu mă, genul Moshi. Da. Nu n-o zis-o intenționată. Nu n-o a prins gen Eugen. Nu. Așa. Cine mai să mă gândesc? Tu vezi cum e în delirul lui? Nici măcar nu l-a întrebat. De asta mă vreți. Mi-a zis cum îi zorca puterea la cap la muist. 5 comentarii și deja ai... Nu, lasă-mă să vorbesc! Să zic te publicul mă vrea! Dacă ați căzut cu alea cu cuco, poți rele. Sunt un personaj impulsiv. Mor. Așa, 2023. Băi, lasă, nu mai scoate mai aia. Hai de pula mea. Așa. Cum e. Oricum a zis fiecare ce vreți în 2023. Cine mai era să să mă gândesc? Păi lasă-mă cu asta, mă. Dar nu te-o întreba nimeni, mă, nici nu știu cum. Nu știu cum am ajuns. Și tu mi faci acum arborele. Mai era lui Lebenița, asta nu știu, I have no idea. Nici nu vreau să știu, că sigur are ceva legătură de aia. Tentă rasistă, da. Fucked up, sau așa, da, da. Nu m-am gândit la asta, dar iată. Vezi un meme care o cheamă Rudica, Lebenițe? Posibil. Nu se poate. Da. Ce vreau eu să zic în chestia asta e că fiecare sat în parte, deci asta se întâmplă la Râșca și în opinia mea nu se întâmplă. Nu, nu este peste tot la țară. Nu e ceva wow în Râșca, adică eu zic din experiența mea, dar cred că în fiecare sat în parte, de aia Las Fierbințu, spre exemplu, o lovit așa bine, pentru că fiecare dintre noi se regăsește în Las Fierbințu, adică ok, nu l-ai pe Celentano, da, dar l-ai pe Văru, cum e la Râșca. La Râșca e Văru, nu e Celentano. Da. E Văru care se îmbată și care pentru 5 lei scântă ce vrei tu. Zici că e tonomat. Ți-am zis, drăi, documentar mult mai bine decât... Bă, mi-a zis cineva și chiar aș vrea să facem la unii invitați la care nu se așteaptă și să faci leading, dar cred că tu mi-ai zis. În momentul în care fac beat-ul ăsta în fiecare episod cu avem persoana respectivă, da, să vorbim și chiar să aducem persoana. Odată, da. Odată, da. Chiar să fie chestia asta. Și acum ia să vină... Să intre fetele, da. Eu aș vrea și odată așa o chestie a la Eric Andre, nu știu dacă ați văzut show-ul lui, da. Eric Andre Show, și avea chestia asta cu invitați muzicali și erau oameni care nici măcar nu semănau cu personajele reale. Ai o prăjeală gravă, deci aia e next level. Nu, da. Deci, aici. Pentru cei care își deschis televizoarele mai târziu. Îmi pare rău de voi, în primul rând. Așa. Am vorbit 30 de minute despre poreclele din Rușca. Păi vreau să fac series în pula mea, știi? Să faci cartonașe în pula. Să fie fotbalist. Album cu Râșca. Să pui pompierul, pac. Am 5 pompierul. Dar voi nu sunteți... Voi n-aveți, tu ești din Cluj. Tu de unde ești? Pe Moș Crăciun și prieteni. Tu de unde ești? Petre. Dar tu n-ai la tine de ăștia... Gen,
În Mediaș? Cum ce, să nu? Cât, ce populație sunteți are? Sunteți prea de la oraș, mă. Nu zi, mă, ce populație are? Bă, Râșca? Am zis Mediaș, ce oraș? Râșca are în jur de 1000 de oameni. No, Mediaș avea la 40.000 în pula mea. Despre ce și n-aveți porecle? N-aveți porecle. Păi da, dar nu avem porecle. La țară, mă, la țară. Ghiușfalău. Este ăla de Pândeal, ăla lui Rusul, ăla cu tare, dar nu-i zici Rusul. Nu-i zici Moscovitul că s-a căcat bunicul cuiva. Și o zis Moscova. Și după aia... Da, aia cu Rusul e așa de rea, da, săraca, da, femeie. Da, și pentru gen, că empatia voi... la țară, da, da, nu există. Cum ziceam, că perpetuat, încă trauma aia în pula mea. Da, era mega. Deci eu acum zic și, spre exemplu, deci eu futur războiul foarte tare pe vremea aia, știi? În sensul că și bunica mea, spre exemplu, tot timpul avea fobia asta să fie pâine în casă. Dacă nu era pâine în casă, să panica că nu există pâine, știi? Pentru că eu a trecut într-o perioadă, da, în care nu era mâncare în pula mea în casă, da. Și pentru ea pâinea era gen slavă de la Dumnezeu, știi? Da. No, și e mega fucked up cum te fute trecutul, dar no, după aia te râzi, că n-ai ce să faci altceva. No. Sau clar. Râzi că nu te poți râde tu pe tine. La hai joc... să vorbim și corect limba română în pula mea. Îmi pare rău. La joc... Încercați să mai schimbăm chestia asta și la Claudiu, vom reuși într-un final. O să avem deja progresul cu... Să se râdă... Știu cu pe care am învățat un pic. Bravo, da. Bravo. Bravo, și suntem așa de mână. La joc ați fost? La joc ați fost vreodată? Adică la dans? La dans, la joc. Dar gen cum se face la țară. Nu știu dacă... Cum se face la țară? Deci la țară trag o femeie explic. În căpiță? Nu-i totul despre futut. E mare parte despre futut, dar nu-i totul despre futut. Da, da. Gen, la dans chiar se merge din... La râșca cel puțin se face în felul următor. Nu mai tot bate în masă, că se aude în microfon numele lui Dumnezeu. No. Deci, mărg... Mărg ficiorii din sat, ca așa se zice. Adică ăștia nensurați cum ar veni. E mărg cu Colinda. Junii satului, perfect. Și e mărg la Colinda prin oraș, prin sat. Și gen fiecare dă câte 50-100 de lei. Și după aia toți banii ăia se adună și se face joc. Aia însemnând că pe... Bingo în... Nu. Joacă bowling. Joacă Warhammer în pula mea. Bowling. Copii, ce se zice. Și ei după aia fac joc popular, în care din banii care s-au adunat la colindă, se adună să plătesc lăutari și vin tăți din sat și așa mai departe și dansează acolo și babele se uită pe margine și judecă și copiii se combină și fac copii după aia, știi? Deci cam despre sex. Și despre ai zis, că nu e tot timpul da, despre sex. Ați fost vreodată la joc, nu știu. Nu au fost facem la joc. Facem pe anul ăsta care vine să mai am la joc. Nu, că mi-e frică că vine tata doci îmi taie beregata. Nu stai beregata, tata o să fie pe tine. O să taie beregata dușmanilor tăi dacă ești acolo, știi? Eu vreau război cu familia pompier. Ajunge Râșca, iau pe pompieri în pulă. Tatăl tău cu toporul la masă. Cu drujba. Ei, vai de acolo sus. Am motorină pentru toată noaptea. Mi-a dus în pulă. Da. Și fiecare poreclă are blazonul lui ca da. În Game of Thrones. Da. Ai zis da. Nu, Croaie. Nu mă. Abia asta a Pașcului îs la biserică, de obicei, fie sfeți, fie căcatul de genul ăla, acolo la biserică. Deci biserica e foarte importantă în Râșca. Acolo se întâmplă deciziile. Du-te, nu mă nebuni. Trebuie să mi-s la biserică odată în Râșca. Nu mai bate în masă. Fute Marilie să mă fută în fine. Să te fută că de o oră îmi bați în masă. Auzi. Paldo. Dar și mai dramatic un pic. No, a Pașcului. Mai is alu Tonuț care i Dar de ce am revenit la chestia asta, nu înțeleg. Am întrebat eu dacă sunt blazoane și mi-a zis da și mi-a adus aminte de alte nume. Păi, da. Eu zic că sunt și eram foarte bucuros și mă așteptam să zică că să-mi descrie un blazon da. Și să aia merg la biserică și eram, bine, ce și blazonul lui o cruce? Da. Exact, de ce ai spus da, dacă nu ai descriere de blazon? Propun să mergem cu druid și să le facem blazon. Dar facem facțiuni în Râșca. Din alea medievale. Mulțumim, Dysler. Vorbesc la Dysler, lege. Nu se vorbe nimic a potrează, dar să-mi la ce? N-am mai bea. Nu s-o vorbi nimica, pentru că ai vorbit o oră. Este așa bine. Fac când vin. Ia mă chemat în pula mea. Așa fac când vin. Hai că stau și... Așa da, când beau. De ce să te mai... S-au dus 57 de minute și tu ești întrebați-mă. Aveți 2 minute să mă întrebați ceva. Aveți 2 minute.
cum a făcut tot de rici ca un sassy drag queen. Da. Ah, I love it. Pe această dată... Ce? Nu. Nu. Refuz să închid. Nu, refuz să închid așa ceva. Tu ai vreo întrebare pentru noi? Ce vrei să faceți în 2023? Ne-ai întrebat. Nu, acum serios vă întreb. Ce, ce... Păi dar n-am vorbit serios, mă, nebunule. Ce am vorbit în pula mea? Cum a fost fiecare la petrecere? Lasă-mă, tu ce vrei să faci? Fiecare, tu ești nebun la cap. Ești mai dus decât bacea, pe cuvântul meu. Să-mi bă, pula. Păi dar m-a întrebat chestia asta și ai răspuns tu, ai spus tu. Tu ești nebun. Bă, să mor eu dacă mai stau treaz în podcastul ăsta. Nu mai Paul, pot. Mai faci stand-up în 2023? Nu mai fac, gata, mă las. Hai după seara. Exclusiv. Ai și cel mai proast întrebări, să-mi bag pula. Dar nu știu să mă întreb eu. Cum intri în personaj? Ți-a plăcut ce ți-am făcut de mâncare ieri? Mi-a plăcut, Claudiu. Ce-a fost mai bun? Desertul sau... Desertul l-ai dus tu acasă. Deci nu l-am mâncat. Așa, deci nu l-am mâncat și tu din el, că am văzut că un pic. L-am gustat. Grețos. Biscuiți cu budincă de ciocolată. Nu știu. Atât a fost. Grețos. Își o meargă, ce pula mea de. Dar nu-i, dar a, și nu ți-a dat bani de ingrediente? Nu, că nu, la mine nu-i chestia asta. El mi-a făcut surpriză, mă, cum să-i dau bani de surpriză. A, și tu practic ai făcut budincă și ai pus lere de biscuit? Da. L-a fost desert. Bă, l-a fost desertul în care desert. Eram... Din ăla mâncam și eu când eram mic. În 85. Când nu era nimic. Sau când mai lua mama cât un gălbenuș și mi-l frica cu două linguri de zahăr. Era excelent. Salmonella într-un pahar. Hashtag Mediaș. Hashtag Mediaș. Îi spunea Chateau la ta. Chateau mai ești. Asta și mie făcea maică mea tort de înghețată și nu mai avea nicio treabă cu tortul de înghețată. Dar, mai am o întrebare pentru tine, că mi-ai zis de satul Șoala. De ce? Nu, Șoala, sau cum îi zice? Șaula. Șaula. De acolo vine desertul Șaula, cred. Rău. În această notă. Ai voie acum, tu, de această notă veselă. Hai de pun. Bine, să facem. Eu cred că problema e că e prea scurt podcastul, știi? No! Mai stă. No! Eu asta cred că e problema. Cred că de-aia n-ajungem la subiect, că e prea scurt. Și Claudiu are foarte mult de zis și o oră n-ajungem. Vrei să mai facem unul cu Claudiu? Eu, da, cândva, da. Pe aceasta nu trebuie să le... Vrem să vă mulțumim că v-ați uitat din nou la noi. Jesus, abia aștept să mă uit la episodul ăsta. Ai făcut... Da. Lasă-mă, eu sunt cu fanii mei, tu. Cu fanii mei. Roxanne, cum ți-am promis, ăsta l-am purtat pentru tine pe acest, pe acest podcast. E cu shout-out ei. Păi nu, la mine se mai uită lumea și pe Twitch. Okay. Trebuie să-mi fac cumva following în pula mea. Hi, nobody. Mulțumim în continuare partenerilor noștri de la Sound Creation că sunt alături de noi și în 2023. Nu știm încă cât, dar cât mai este. Doamne ajută să fie primit. Mulțumim patreonilor că sunteți acolo ca întotdeauna. De like, share, subscribe n-are sens că vă doare la pulă. Ce ai zis? Nimica, ok. În rest, numai dragoste la toată lumea. Numai bine, rău la nimeni. Rău la unii.